Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! La Cuvânt pentru Suflet discutăm astăzi despre adevăr. Și invitatul nostru este părintele doctorand Stelian Costea, de la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța. Preacucence, părinte Stelian Costea, bine ați revenit la Cuvânt pentru Suflet! Bine v-am regăsit! Iată că ni se împlinește dorința de a mai realiza o emisiune care tratează o temă extrem de captivantă în opinia noastră, o temă extrem de interesantă. Ne-am propus să vorbim despre adevăr, cu limitele, cu neputințele, cu slăbiciunile noastre omenești, să-L rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne dea cuvânt ziditor care să ne folosească în primul rând nouă, dar și în egală măsură și telespectatorilor noștri, pentru că nu este ușor să definești adevărul, nu este ușor să caracterizezi adevărul, nu este ușor să te supui realității duhovnicești palpabile într-o societate care de multe ori te împinge la periferia adevărului. Preacucence, părinte Stelian, trăim în aceste timpuri, în această vreme a mântuirii noastre, să o numim, pentru că trebuie să fim conștienți de faptul că facem parte din marea istorie a mântuirii a Bisericii lui Hristos pe pământ, dar și dintr-o lume plurală, o lume liberă pe care Dumnezeu îngăduie să fie ca atare, cu bunele și cu relele ei. Și în această lume atât de diversă, adevărul este compartimentat, este privit în mod diferit. Avem adevărul logic, adevărul matematic, adevărul legislativ, avem adevărul politic, de ce nu, să o spunem, sau istoric, adevărul artistic și avem și adevărul religios. Până la urmă, părinte Stelian, de câte feluri este adevărul? Societatea în care trăim, și nu numai societatea de acum, așa a fost întotdeauna, compartimentează realitatea la care se raportează, adică împarte, cel puțin încearcă să împartă sferele de adevăr după preferințe, după opțiuni, după cercuri de interes, după propria introspecție a fiecărui om, după propriul nivel de gândire al fiecărei persoane. Pentru noi, adevărul este unul singur, adevărul este reprezentat de înțelepciunea Sfintei Scripturi, de credința noastră dreptmăritoare, de credința noastră ortodoxă, dar fără a nega, ca o componentă a acestui adevăr, celelalte sfere ale realității care derivă din adevărul suprem. De exemplu, părinte, la Facultatea de Psihologie studiam definirea personalității umane. Și despre personalitate ni se spunea, ca o definiție sistemică, faptul că este un ansamblu de trăsături bio, psiho, socioculturale pe care îl are omul, acest ansamblu de trăsături. Se nega, adică nu se făcea referire la dimensiunea spirituală, dar era un, așa îl caracterizau ei, un adevăr înțeles din punct de vedere psihologic. Ați vorbit foarte bine despre adevărul matematic. Axiomele, teoremele care nu mai trebuie demonstrate, reprezintă adevărul matematice. Există un adevăr, așa îl numește, de exemplu, filozofia, la care se raportează filozofia. Din punctul meu de vedere, din punctul nostru de vedere, ne raportăm la aceste sfere ale realității, ale ordinii, care derivă din ordinea supremă, din adevărul care generează adevărata determinare, adevărata ordine. Noi știm că Mântuitorul Hristos spune sugestiv, eu sunt calea, adevărul și viața. Și mulți care ne combat spunând că prin credință avem un radicalism sau un conservatorism greșesc, pentru că niciodată credința ortodoxă, creștinismul, nu a negat sfera realității în diverse domenii. Știința nu se opune religiei și nici invers. Credința ortodoxă nu se opune științei. Este totul privit ca pronie, ca îngăduință, ca zidire a lui Dumnezeu. Deci, formulând o concluzie incipientă, ca să caracterizăm, să definim, să formulăm într-un fel, după putința noastră, o argumentare cu privire la ce ar fi adevărul, ar trebui să spunem că este ordinea firească a lucrurilor care a fost restaurată de Mântuitorul Hristos. Pentru că ordinea firească inițială a fost încălcată de către om prin căderea protopărinților al lui Adam și a Evei, dar Mântuitorul Hristos a restaurat firea omenească, restaurând astfel și adevărul absolut și veșnic. Sigur că noi, ca creștini ortodoxi, atunci când discutăm despre adevăr,
Ne gândim într-un mod simplu, dar adevărat, iată, paradoxal, nu neapărat tautologic, într-un mod simplu, concret, așa cum am fost învățați de credința în care credem, că acest adevăr este el însuși într-o formă simplă și curată. Adevărul este unul, adevărul este Dumnezeu, ceea ce este adevărat într-un mod absolut și așa mai departe. Dar lumea în care ne mișcăm ne pune în față tot felul de, să spunem, nuanțe, aspecte multiple și trebuie să fim și noi învățați să le cunoaștem, să le răspundem, să putem să problematizăm și să dăm un răspuns bun, de ce nu, atât ca mărturisire în fața acestei lumi, cât și în fața lui Dumnezeu la înfricoșătoarea judecată. Și dacă v-am întrebat mai înainte de câte feluri este adevărul, Părinte Stelian, acum vin în fața dumneavoastră și a celor care ne urmăresc, a telespectatorilor noștri, cu câteva dintre criteriile adevărului așa cum le vede filozofia contemporană. Dacă îmi dați voie, aș vrea să le enumăr, după care să vă adresez următoarea întrebare. Iată, câteva dintre aceste criterii ale adevărului. Autoritatea este considerată ca fiind unul dintre aceste criterii. Competența. Atunci când ești competent, trebuie că te afli în adevăr. Coerența. Consensul sau recunoașterea universală. Câteva dintre ele, sigur, se regăsesc ca principii și în ceea ce biserica, în tradiția ei, are la bază atunci când s-au formulat primele mărturisiri de credință, atunci când s-a alcătuit canonul Noului Testament și așa mai departe, la primele sinoade. Corespondența sau identitatea faptelor cu vorbele, un alt criteriu al adevărului, obiceiul sau moravurile unei zone culturale și așa mai departe, instinctul de supraviețuire sau instinctul matern sau instinctul de dragoste față de semeni este și el considerat un criteriu al adevărului, intuiția, ceea ce simți că îți spune glasul conștiinței mai degrabă, să spunem așa, sau la un moment dat această intuiție interioară este și el un criteriu al adevărului, regula sau legea majorității, ceea ce cei mai mulți dintre oameni cred la un moment dat, realismul sau pragmatismul, unii îl consideră drept criteriu, revelația de data aceasta, iată, care vine de fapt din terenul nostru teologic, timpul sau testul timpului, un alt criteriu al adevărului și tradiția, de ce nu. Am enumerat doar câteva, sunt mult mai multe. Cum să privim adevărul prin prisma aceasta criterială, să o numim, noi ca creștini și ca ortodoxi? Ceea ce mă încântă pe mine și trebuie să dăm slavă lui Hristos pentru aceasta este că absolut toate aceste criterii, din punct de vedere creștin-ortodox, din punct de vedere al credinței, își găsesc echivalența în adevărul palpabil, în adevărul autentic, în ceea ce înseamnă o realitate clară de necontestat. De ce? Vorbim, de exemplu, despre criteriul autorității. Din punct de vedere teologic știm că autoritatea supremă este reprezentată de către Dumnezeu. Dumnezeul treimii care l-a creat pe om, Dumnezeu care din pronia sa, din planul său, l-a rezidit pe om, l-a recreat prin întruparea Mântuitorului Hristos în această lume. Deci autoritatea supremă este la Dumnezeu. Și cum s-a tradus această autoritate supremă? Prin dragoste, prin iubire, prin revărsare de bunătate, smerenie și blândețe peste umanitate. Autoritatea adevărului laic, adevărului lumesc, se traduce prin coerciție de multe ori, dacă ai încălcat regulile, anumite sancțiuni, dacă n-ai respectat principiile, poți fi marginalizat sau izolat, la Dumnezeu ești primit așa cum ești, cu condiția să devii cum trebuie să fii. Vedeți cum adevărul se îmbină cu iubirea, cum adevărul face parte din dragoste și dragostea din adevăr? De altfel, nici nu este de mirare că în fiecare duminică, atunci când la Sfânta Liturghie ne împărtășim cu trupul și sângele lui Hristos, noi ne împărtășim cu adevărul. Competența. Dacă am stat să ne referim la competență, adică la cineva autorizat care ne vorbește, păi Sfânta Scriptură
nu cred că mai are nevoie de dovezi palpabile în privința autenticității sale și a adevărului. Am văzut toate dovezile, s-au găsit foarte multe dovezi care arată validitatea credinței noastre. Arheologice chiar? Absolut, excepțional ați remarcat, da, arheologice. Deci, din punct de vedere al competenței... Și știința vine în continuare, Părinte Stelian, să tot confirme ceea ce Sfânta Scriptură, deși nu este obiectul ei, pentru că Sfânta Scriptură nu este un referat în primul rând științific sau neapărat științific sau științific pur și simplu, totuși știința de-a lungul timpului vine și confirmă multe dintre afirmațiile Sfintei Scripturii. Cum să nu? Exact ce vorbeam la început. Este o continuitate, o complementaritate, pentru că tot ce e zidit de Dumnezeu are corespondent în ceea ce privește această echivalență de percepție și reprezentare. Adică ne raportăm până la urmă la același lucru. Mergem în aceeași direcție, spre aceeași țintă. Unii dintre noi nu ne dăm seama, dar acolo este practica. Deci, din punct de vedere al competenței, ne-am lămurit. În ceea ce privește, mi-a plăcut criteriul corespondența vorbelor, echivalența vorbelor cuvintelor cu faptele. Păi da, am văzut noi un model, un prototip mai adevărat decât în Sfânta Scriptură? A promis Hristos ceva să nu se împlinească? A făgăduit Mântuitorul vreo minune să nu se împlinească? Așa ar trebui să se ghideze și societatea din zilele noastre. Adică să se ghideze după aceste criterii ale echivalenței. În momentul în care adevărul are o corespondență de la principii, la realitatea care este transpusă în practică, chiar atunci se poate spune, atunci abia se poate spune că este un adevăr. Vedem la o teoremă din matematică, de exemplu, da? La o teorie matematică, până când ea nu este demonstrată, da? Până când nu capătă o formă concretă, rămâne la nivelul abstractului. De aceea multe teorii din filozofie au fost considerate abstracte. Unele dintre ele chiar au folosit, nu spune nimeni, dar până când nu se poate produce o demonstrare a unui adevăr, acela este pseudo-adevăr, adică nu devine adevăr. Ați pomenit într-o manieră extrem de frumoasă și sugestivă despre revelație. Și avem revelația naturală, revelația indirectă prin care Dumnezeu s-a revelat umanității, prin proroci, prin semne indirecte și revelația directă. Prin ceea ce l-a sădit în inima omului, absolut. Pentru că noi ca ortodoxi nu facem o separație atât de clară și fermă între natură și har, între adevăr și persoană, iată. Absolut. Și a urmat revelația supranaturală, când prin Fiul lui Dumnezeu însuși devenit și Fiul al omului, Dumnezeu s-a revelat în cea mai sublimă manieră. Deci aceste criterii care ne vorbesc despre adevăr în zilele noastre sunt unele importante, dar trebuie să știm că raportarea la adevărul absolut este cea care contează cu adevărat. Putem vorbi, de exemplu, și despre un adevăr al legalității, al normativismului, al normelor în vigoare, al regulilor, al legilor, ceea ce susțin legile. Dar și aceste adevăruri se supun unor principii anterioare. Și vă întreb, ne întrebăm, de exemplu, în cărțile Pentateuhului, în Levitic, în Deuteronom, în Numeri, nu găsim oare forma cea mai eficientă de conviețuire umană? Ați văzut cu câtă grijă sunt fixate toate regulile, că există un normativism și de acolo și dreptul își trage izvorul, își trage obârșia. Bineînțeles că multe reglementări au căpătat o adaptare la societate, pentru că și viața cotidiană a oamenilor s-a schimbat în funcție de timp, în funcție de vreme. Părinte Stelian, mă iertați, dar vreau să vă întreb, acest adevăr despre care noi discutăm și punem în fața telespectatorilor noștri ca titlu, ca generic, pe burtieră, cuvintele lui Pilat, de fapt, ce este adevărul, sigur rostite de către noi altfel, într-un alt mod, într-un alt context, tot discutând despre adevăr și crezând și formulându-l pe acest adevăr al nostru, vin și vă întreb, este adevărul, adevărul universal, adevărul nostru de credință, același adevăr la care noi înțelegem că ne referim întotdeauna când îl pomenim, este el un adevăr polemic? Luăm adevărul nostru și îi dăm în cap aproape lui că el nu e în adevăr sau nu-l cunoaște sau nu-l înțelege sau nu l-a primit? Nu, darurile, și am să vă răspund încercând să ajungem așa pe o antecedență, de la o cauză la un efect. Foarte pe scurt, darurile cele mai importante ale învierii sunt bucuria, pacea, iertarea păcatelor și iubirea ca formă supremă, ca apogeu al învierii Mântuitorului Hristos. Unul dintre darurile cele mai importante este pacea. Adevărul însuși,
cuvântul adevărului, Logosul întrupat, Mântuitorul Hristos ne-a zis, pacea mea o dau vouă. Și le-a zis ucenicilor și prin intermediul lor și nouă, vă dau această pace nu cum o dă lumea, ci cum o dă Dumnezeu. Cum dă Dumnezeu pacea? În odihna sufletului și a trupului, în tihna conștiinței, într-o tihna cugetului. Deci adevărul nu înseamnă conflict, nu înseamnă coliziune, nu înseamnă răzbunare, nu înseamnă palmă dată al cuiva. Dar trebuie menționat un lucru. Adevărul are și o componentă importantă apologetică, de apărare. Știți că pe Sfântul Agaton au încercat mai mult să-l ispitească și să-i spună, ești un desfrânat. Și a zis, sunt. Ești un mincinos. Sunt. Ești un clevetitor. Și asta sunt. Ești un eretic. Asta nu sunt. Adică s-a opus într-o formă a demnității, apărând credința sa în Hristos. Pentru că, întrebându-l ulterior, a zis, dacă aș fi acceptat că sunt eretic, m-aș fi îndepărtat de Dumnezeu. Nu trebuie să uităm că în momentul Sfintelor sale pătimiri, când Mântuitorul lui i s-a dat o palmă, le-a răspuns, pentru ce dai în mine? Ce am vorbit greșit? Adică a restaurat Hristos demnitatea umană. Încă o componentă fundamentală a adevărului este restaurarea demnității umane. Deci adevărul, prin natura lui, nu este polemic, nu este structurat pe conflict, Doamne ferește, nu are o atitudine revanșardă, nu vine ca o ofensivă, dar presupune și o componentă apologetică, o componentă de apărare. Nu dacă face rău adevărul. Nu face rău. Asta, adică e nu. Foarte important da. Să înțelegem. Da. Pentru că există și această perspectivă care vine în fața noastră și ne pune probleme, nu? Ca părinți, ca părinți spirituali, ca creștini în fond, aceea prezentării unui adevăr. Cum prezinți adevărul? Un singur adevăr era în grădina Raiului și a fost întors și prezentat altfel de către ispititor. Da. Și aici vreau să vă întreb, cum înțelegem adevărul care să ne elibereze? Și de ce spune Hristos că adevărul ne va face liberi? Și mai spune și despre El însuși că El este calea, adevărul și viața. Adevărul nu face rău, ați subliniat foarte corect, numai că omul care alege să se situeze în afara adevărului își face singur rău. Deci niciun rău nu vine de la adevărul suprem. De la Hristos nu poate veni niciun rău. La Dumnezeu nu există rău. La Dumnezeu există numai bine. Sfântul Maxim Mărturisitorul vorbește despre faptul că răul n-a fost la început nici calitate, nici cantitate, nici contagiune. Deci la Dumnezeu nu este niciun rău. Omul își face rău prin plasarea în afara adevărului. Cu privire la forma de prezentare a acestui adevăr, ea trebuie făcută fără patimă, fără ranchiună, fără răutate, dar în același timp fără cosmetizare sau îmbrăcare în haine frumoase mai mult decât este cazul. De ce? Pentru că Mântuitorul Hristos și spune, de oricine se va rușina de mine în ceea ce privește mărturisirea și eu mă voi rușina de el înaintea Tatălui Ceresc. Deci adevărul trebuie prezentat în forma lui palpabilă așa cum este, pentru că noi, Doamne ferește, n-avem de ce să ne fie rușine, Părinte, nouă nu trebuie să ne fie rușine de nimic, fiindcă avem adevărul căruia trebuie să-i slujim. Hristos nu a spus asta pentru că a avut, Doamne ferește, vreo nuanță egocentrică, eu sunt calea, adevărul și viața. A spus-o pentru că aceasta este realitatea. La el se găsea calea și Părintele Arsenie Papacioc spune foarte frumos, dacă nu e cale, nu e mergere. Adică dacă nu suntem pe calea lui Hristos, nu mergem către Hristos. Dacă nu-i viață, nu-i viețuire. Dacă n-am avea viață în Hristos, nu este viețuirea cea adevărată. Și dacă nu e adevăr, bineînțeles că nu ne mișcăm în direcția corectă. Deci adevărul trebuie prezentat tolerant, cu dragoste, cu răbdare, cu înțelegere față de toți ceilalți, cu dorința de a-i aduce la acest adevăr și, cred și asta e foarte important, respectând libertatea fiecăruia. Dumnezeu l-a înzestrat pe om cu darul suprem al libertății, al liberei alegeri. Nu mai suntem în alte timpuri în care oamenii au fost forțați către anumite credințe și vedeți că pătimim și în zilele noastre din pricina multor lucruri care s-au întâmplat. Suntem
pe direcția în care trebuie să respectăm libertatea fiecăruia, filozofii numesc liberul arbitru, la noi e, zic eu, numit mai frumos, libera alegere, îmi place așa și ca nuanță și cum sună, și este important să-i prezentăm omului adevărul cum îl vedem noi și să-L lăsăm pe Hristos să lucreze, Harul Preasfântului Duh să lucreze în biserica sufletului fiecăruia, să-L aducă la credința cea adevărată. Ăsta e și rolul preotului, să prezinte și al lor Hristosului. Părinte Stelian, ne închinăm la adevăr? Prin faptul că noi îl adorăm pe Dumnezeu și Dumnezeu este adevărul, ne închinăm adevărului, pentru că El este calea, adevărul și viața. Acestui adevăr ne închinăm, pe acest adevăr îl adorăm, acest adevăr este iubit de către noi. Adevărurile relative ale acestei lumi, cu ghilimele de rigoare, bucuriile trecătoare, nu trebuie să nască în noi idolatrii, ferească Dumnezeu. Bineînțeles că avem și bucurii în numele unor adevăruri de moment. Dacă Dumnezeu persoană întrupează adevărul, El este calea, adevărul și viața, de multe ori însă și persoanele umane întrupează câte un adevăr. Pentru un copil, mama lui este adevărul. La ceea ce se raportează în primă instanță, cum să nu, da. Dar atunci când mama lui este purtătoare de Dumnezeu, să mă exprim așa, femeie cinstitoare de Dumnezeu, cum spunea părintele Teofil Părăian, oare nu-i aduce copilului în maniera cea mai frumoasă adevărul? Când un tată își călăuzește fiul să privească ceea ce este frumos în această lume, nu se face și el, dacă mi-este permisă formularea cu sensul pozitiv, un actor al răspândirii adevărului în această lume? Nu devine un artizan al adevărului? Nu devine un om care cultivă principiile cele adevărate? Nu este el un părinte cu adevărat, cu credință în Hristos? Și mai este ceva apropo de aceste adevăruri pe care le are fiecare. Dostoievski are o afirmație care mie mi-a plăcut foarte mult. Adevărul nu moare niciodată, pentru că oricât de păcătoși, oricât de împătimiți am fi, tot găsim pe pământ un om împodobit cu viață sfântă care să ne arate că deține adevărul și acel adevăr trebuie să se răspândească peste tot pământul. Și slavă lui Dumnezeu că Hristos răspândește în fiecare zi adevărul peste noi toți. Cum aflu cu adevărat adevărul, persoană care este Hristos? Cum îl descoper? Cum îl păstrez în inima mea? Cum mă raportez la el? Cum mi-l impropriez? Și cum fac să mă împărtășesc mai mult de el? Vă mulțumesc pentru această întrebare. Chiar nu am niciun merit, pentru că având aceste întrebări, emisiunea devine foarte ușoară. E o canalizare corectă. În ce sens? Că trebuie să identificăm mediile și persoanele cu care facem această sinonimie cu adevărul. Din punctul meu de vedere, din perspectiva noastră, adevărul se cultivă inițial în familie. Vorbim de adevărul creștin-ortodox. Unde învață copilul ce înseamnă rugăciune, post, raportare la Dumnezeu? În casa sufletului și a trupului său, în familie, familia fiind și biserică vie. Și cei care, din păcate, nu beneficiază de acest har și binecuvântare a familii și sunt orfani sau în alte situații, în familii destrămate, în familii neîmplinite, în familii mai mici sau mai mari. Sigur că trebuie să ne gândim și la ei cu prioritate, în primul rând, și aici va lucra Dumnezeu, lucrează Dumnezeu prin oameni apropiați, prin duhovnici, prin părinți care sunt în centre de plasament, în cămine, prin oameni, prin duhovnici care asistă familii ce adoptă copii sau copiii aflați în asistență maternală. Deci, până la urmă, familia creștin-ortodoxă trebuie să-și reverse dragostea asupra tuturor mediilor. Și că poate și pentru noi ar fi acesta un semn de întrebare, să ne intensificăm într-o măsură în care putem această activitate misionară să cuprindem, pentru că oricând e loc de mai bine în misiunea noastră și oamenii defavorizați. Voiam să mai completez că adevărul, și aceasta este totuși cam îngrijorător în societatea în care trăim, dar trebuie să se prelungească și în școală, și în sistemul educațional. Orele de religie, acolo unde sunt profesori cu vocație și marea majoritate sunt, și să-i mulțumim lui Dumnezeu că există astfel de profesori de religie, deci orele de religie sunt un factor consecvent, un vector care ne duc la adevăr, care îi duc pe copiii la adevăr. Contează foarte mult această formare educațională și ați văzut că în spiritul respectării
libertății pe care Dumnezeu a dăruit-o omului și orele de religie au devenit opționale. Și să-i mulțumim lui Dumnezeu că ortodoxii au ales în proporție covârșitoare să facă aceste ore de religie. Și cei din celelalte confesiuni studiază religia. Deci, prin urmare, noi putem spune că școala trebuie să fie un al doilea mediu în care să se prelungească adevărul dobândit în familie. Mai avem adevărul cultivat, să nu uităm, asta e fundamental, e vital, prin prezența la slujbele bisericii. Acesta este adevărul cu care ne împărtășim în modul... Adevărul liturgic, comunional? Absolut. Să-l numim așa? Da. Viu, nu? Trăit viu. În biserică. Viu, trăit în biserică. Părinte Stelian, sigur că despre adevărul dogmatic, pentru a fi toată lumea mulțumită, așa consider, ne va îngădui Dumnezeu, ne va binecuvânta, să discutăm cândva. Dar acum, pentru că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție, v-aș întreba totuși în mod practic, pentru că suntem provocați de astfel de realități și ni se pun astfel de întrebări și situații în față. Există adevăr conflictual? Cum privim noi, prin ochii credinței noastre, cu adevărul persoană care este Hristos, în care credem atât de mult și pe care îl purtăm în sufletele noastre și în trupurile noastre, cum privim, cum gestionăm, că tot e la mod acest cuvânt, un adevăr conflictual la locul de muncă, în istoria recentă sau de zi cu zi și așa mai departe? Există un singur tip, dacă mi este permisă formularea, de adevăr conflictual, în sensul luptei noastre cu propriile patimi, cu propriile noastre păcate. Omul trebuie să-și urască păcatele proprii. Nu există adevăr de tip conflict cu semenii, cu cei din jur, cu oamenii care ne înconjoară din perspectivă ortodoxă. Atenție, aceasta nu anulează mărturisirea noastră sinceră, fermă și demnă. Dar noi nu facem nimic în numele unui conflict, pentru că Mântuitorul a venit ca mielul care răscumpără păcatele lumii. Hristos n-a venit să cultive niciun fel de conflict. Ce se spune? Că trestie ruptă nu va frânge, feștilă fumegândă nu va stinge. Am auzit noi în Sfintele Evanghelii ca Mântuitorul să se fi răstit la cineva, să fi avut un conflict cu cineva? Nu, dar am auzit, după cum foarte frumos sublinia vrednicul de pomenire Părinte Teofil Părăian, l-am auzit pe Hristos având vorbă hotărâtă. Dacă atrage atenția asupra unor lucruri greșite, a unor lucruri eronate, nu înseamnă că te situezi pe palierul unui adevăr conflictual. Înseamnă că de dragul slujirii adevărului, din dragoste și față de ceilalți, încerci, prin ceea ce ți-au împărtășit și ție alții, și mai ales Sfintele Scripturi, încerci să împărtășești partea clară, elocventă, fermă a adevărului. Dacă nu ne învățăm că argumentarea trebuie să facă parte din mărturisirea noastră, că avem dreptul să ne exprimăm opinia în această societate, că trebuie să spunem și valorile adică credinței... Adică să nu fim impasibili față absolut, de acest adevăr. Exact, absolut. Și să luăm în considerare faptul că minciuna sau minciunile pot lua pentru a înșela chipul adevărului. Absolut. Și noi trebuie să subliniem acest adevăr. De ce? Pentru că în societatea în care trăim, primim multe puncte de vedere din toate părțile. Așa cum noi acceptăm să primim și un adevăr științific și medical, și un adevăr filozofic, și un adevăr politic, și un adevăr normativ, nu văd de ce nu am avea curajul, ba mai mult, eu cred că e obligația de a mărturisi adevărul în care credem. Pentru că e fundamental să-ți mărturisești credința. Părinte Stelian, trebuie să încheiem. Vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc. Vă aștept data viitoare. Mulțumesc. Dragi telespectatori, aceasta a fost discuția noastră. La revedere.